Delegația Republicii Moldova condusă de către președintele țării a participat la o întrevedere cu conducerea Gazprom. Conform celor expuse de Igor Dodun, acesta de mai mult timp a stabilit o relație de prietenie cu Alexei Miller. Principalul subiect al discuției abordate cu președintele Consiliului Gazprom a fost stabilitatea livrării gazelor naturale. Gazprom всегда был надежным al Republicii Moldova и Алексей Борисович нас заверил, что независимо от того что происходит там по транзитным путям, имею виду по Украине, газ будет. Cooperarea în sectorul energetic a fost subiect de dialog la cel mai înalt nivel. La sfârșitul anului trecut, Moldova a prelungit până în 2019 contractul de furnizare a gazelor naturale. În 2016, țara a cumpărat flacăra albastră cu 190 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Ключевым направлением российско-молдавского экономического сотрудничества является asigură Россия обеспечивает Молдове стабильными поставками, поставками нефти și газа. 100% потребности Молдавии в природном газе обеспечивается Россией. По итогам переговоров поручили экспертам подготовить предложение по урегулированию имеющихся здесь проблем. Problema cea mai importantă este datoria imensă acumulată pe parcursul mai multor ani de către Moldova Gaz față de Gazprom, ce constituie mai mult de 6 miliarde și jumătate de dolari. Cea mai mare parte a datoriei îi revine Transnistriei. La rândul său, datoria Chișinăului este estimată la circa 500 milioane lei. Președintele a venit cu soluții concrete în acest sens. Po, birije. Источниками покрытия этого долга мы предлагали еще в 2008 году. Мы вернемся к этой схеме. Ну, там есть часть активов, которые сейчас находятся в пользовании Молдова ГАЗ, но не в уставном капитале. И мы на определенном этапе предлагали такие, такой выход из этой ситуации. А по левобережью, по Приднестровью, понятно, что этот вопрос решить на данном этапе мы не сможем. его нужно în context контексте Приднестровского Anul trecut, compania rusă a furnizat Moldovei circa 3 miliarde de metri cub de gaze naturale. Conform contractului pentru consumatorii moldoveni, este aplicată formula generală europeană pentru calcularea prețului de achiziție a gazelor naturale, care se bazează pe media aritmetică a prețului de vânzare de gaze gaz în străinătate și citează prețurile produselor petroliere.